ucire, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum, ori niciodată, croiește-ți altă soartă, la care să se-nchine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum, ori niciodată, să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele armate, cu focul vostru națiuni române. Astăzi se împlinesc 104 ani de la cel mai important moment al istoriei noastre ca națiune, când la Adunarea Națională de la Alba Iulia, reprezentanții tuturor provinciilor istorice românești au decis în unanimitate marea unire necondiționată și pentru totdeauna cu regatul României. Acel moment memorabil, născut printr-o puternică mobilizare politică și socială a înaintașilor noștri, care au dus la îndeplinire visul de unitate națională, reprezintă și fundamentul României în care trăim generațiile de astăzi. Taci de încredere al NATO și de parteneriate strategice cu alte state care împărtășesc valorile democrației și statul de drept. Dragi români, este minunată emoția pe care o trezesc în noi reușitele oricărui român și izbânzile noastre ca națiune. Cred cu tărie că mândria de a fi români poate reprezenta un obiectiv de suflet al nostru, al tuturor. Putem contribui la consolidarea acestui nobil sentiment, susținând eficiența instituțională, dezvoltarea economiei și a nivelului de trai, pentru ca toți românii să se simtă bine acasă, într-o Românie ferm ancorată pe axa de dezvoltare occidentală. Celebrările naționale cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2022. Semnificația Zilei Naționale a României depășește cu mult dimensiunile grandioase ale evenimentului istoric în sine. Fiecare dintre cei peste 100.000 de români aflați la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, pentru a proclama unirea Transilvaniei cu regatul României,
Era conștient că actul politic desăvârșea nu doar procesul început de Basarabeni la 9 aprilie și continuat de Bucovineni la 28 noiembrie, ci împlinea idealurile de unitate națională a multor generații de români de dinaintea lor. Prin fiecare cuvânt rostit de fruntașii transilvanieni la Alba Iulia, prin fiecare dintre oralele izbucnite din piepturile mulțimii adunate pe platoul cetății, prin fiecare slovă înscrisă în majestosul act al proclamației, care consfințea în baza principiilor autodeterminării naționale unirea ultimei dintre cele trei provincii cu țara mamă, răzbândria și bucuria de a fi români în sănătate, prosperitate și pace alături de cei dragi. La mulți ani România, la mulți ani români. Semnează domnul Angel Tâlvăr, ministrul apărării naționale. Onorată asistență, dragi timișoreni, dragi români, dragi copii, mă bucur că au venit mulți copii astăzi. Ce sărbătorim astăzi s-a întâmplat acum mult timp, în 1918, dar este încă relevant și astăzi. Pentru că ce a făcut generația de atunci, această mare unire, este de fapt o misiune pe care fiecare generație de români trebuie să și o îndeplinească din nou și din nou, să fim mai uniți și să dezvoltăm o viziune comună pentru viitorul acestei țări. Atunci s-au unit mai multe provincii și fiecare provincie a fost totuși diferită, avea un specific. Exista și atunci o diversitate mare în România. Și totuși au găsit și o istorie comună, o limbă comună pe care au avut-o și au descoperit împreună un curaj și o viziune pentru un viitor comun. Și aceste două lucruri, un respect pentru diversitatea care există în România și în același timp o conștiință pentru ce avem cu toții în comun, aceste două lucruri sunt motorul dezvoltării României. Și niciunde nu se știe asta mai bine decât la noi, la Timișoara, unde din totdeauna am avut valori comune și în același timp un respect pentru diversitatea fiecăruia dintre noi. Și România Unită în ziua de astăzi este de fapt o parte a unei uniuni și mai mare, a Uniunii Europene, unde și acolo suntem țări diferite, chiar cu limbi diferite, cu tradiții și istorii diferite, dar totuși descoperim în fiecare zi că avem mult mai mult în comun decât ne desparte și că împărtășim de fapt o viziune comună unui continent în care prosperitatea și solidaritatea asigură ca fiecare dintre europeni are o viață demnă și o calitate a vieții care crește cu fiecare generație. Și noi, ca timișoreni, avem în această Europa un rol iarăși aparte, la anul, în anul 2023, când vom fi capitala culturală a culturii, în care noi vom fi motorul de dezvoltare culturală și nu numai a Europei și în care ducem mai departe acest mesaj care a răsunat în 1918 prin toată România și toată Europa, că atunci când ne respectăm reciproc, atunci când acceptăm că suntem diferiți, dar când și descoperim ce avem în comun, atunci avem un viitor mult mai puternic și mult mai prosper decât dacă fiecare rămâne singur. Acest mesaj s-a auzit atunci, acest mesaj se aude azi în toată țara și acest mesaj se aude la anul aici din Timișoara, în toată Europa. La mulți ani, România, la mulți ani, români, la mulți ani, timișorenilor! Da. Astăzi, 1 decembrie 2022, România își sărbătorește ziua într-o plină criză. La granițele țării noastre se duce un război tot mai greu împotriva rețele extinse de violență și ură. Economia noastră este slăbită, o consecință a lăcomiei și responsabilității din partea unora, dar și a eșecului nostru colectiv de a face alegeri grele și de a pregăti națiunea pentru acest scenariu.
Cu toate acestea, iată că ne-am adunat aici, pentru că am ales speranța în locul fricii, pentru că am ales unitatea în locul conflictului. Reafirmând măreția națiunii noastre, așa cum o facem astăzi, trebuie să înțelegem că această măreție nu este un dar. Călătoria noastră, a românilor, nu a fost niciodată una cu scurtături. Nu a fost calea pentru cei slabi de inimă, pentru cei care preferă petrecerea timpului liber în detrimentul muncii. România a fost construită mai degrabă de cei care își asumă riscuri, cei care fac lucrurile să se miște zi de zi, cei ambițioși și cei muncitori. Provocările noastre pot fi noi. Instrumentele cu care muncim sunt noi. Dar acele valori de care depinde prosperitatea noastră, onestitate și munca asiduă, curajul și fair play-ul, toleranța și loialitatea și patriotismul sunt lucruri vechi. Acestea sunt cărămizile pe care trebuie să ne construim mai departe. Alexandru Vlahuță spunea, într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie, iubirea de patrie, și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnici și strămoși de odinioară, mândru că pot spune, sunt român. Dragi timișeni, eu sunt mândru că sunt român și sunt convins că orice provocări ne așteaptă, împreună o să reușim să le facem față. Astăzi vă spun din tot sufletul, la mulți ani România, la mulți ani nouă românilor.
Disimna a participat la misiuni în străinătate. Doamnelor și domnilor, dragi dimișoreni, defilează prin fața dumneavoastră Garda Drapelului de Luptă a Brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal, comandată de către locotenent Ocoleanu Marius. Timiș este comandată de către sublocotenent Bușoi Andrei. Ceremonialul militar continuă cu defilarea drapelelor de identificare ale Brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal. Doamnelor și domnilor, defilează prin fața dumneavoastră membrii Asociației Reconstituirii Istorice din Timișoara, care poartă asupra lor armamentul și celelalte bunuri din dotare specifice primului război mondial. Avem prilejul de a admira o frumoasă și simbolică prezentare ale uniformelor ofițerilor, suboficerilor, soldaților, copiilor, vestupoi și surorilor de caritate, care au luptat și și-au adus prin aportul și sacrificiul lor o contribuție importantă în ceea ce este România astăzi. Prin fața dumneavoastră trece detașamentul de militari din cadrul Brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal, sub comanda sublocotenentului Tomoioagă Vasile. Militarii sunt echipați în uniforma de luptă, cu camuflaj optim în orice mediu de acțiune, asigurând protecție luptătorului în câmpul tactic. Ceremonia militară continuă cu defilarea detașamentului de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi General Mărsel Grânța Timiș, comandat de către capitanul Balican Sil. Inspectoratul de Jandarmi Județean General Mărsel Grânța Timiș organizează, conduce și coordonează toate acțiunile și activitățile specifice jandarmeriei române în zona de responsabilitate. În continuare, defilează detașamentul de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență urbană, sub comanda capitanului Mutul Lucian Bogdan. Detașamentul este format din cadre militare ale subunităților de intervenție de echipament special de protecție. Ceremonia militară continuă cu defilarea agenților de poliție ai Sistemului de Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, comandat de inspector de poliție Bogdan Denisa. Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș se desfășoară pe baza și în executarea legii, acționând pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Vă prezintă onorul detașamentul de poliție și de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră, comandat de subinspector de poliție Bătraș Corobel. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara este instituția specializată a statului care exercită atribuțiunile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerei frontierei de stat. Urmează defilarea detașamentelor de militari îmbarcați pe tehnica de luptă aflată în dotarea Brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal. Defilează în acest moment un autovehicul de teren variat, utilizat cu troli, utilizat în misiuni specifice de către lunetistul, echipat cu armamentul din dotare. În continuare trece prin fața dumneavoastră un ATV, unde îl putem identifica pe cercetașul care a supravegheat echipamentul specific al timiștilor. Defilează acum un UTV Alpi, care este utilat cu troli și targă, destinat pentru transportul persoanelor accidentate din zonele greu accesibile. Defilează acum prin fața dumneavoastră trei transportoare anfibii blindate de cercetare, model 79M. Acestea constituie principalul mijloc de luptă și de transport al grupei de cercetare, asigurând o mare mobilitate și putere de foc, posibilitatea de a fi amplasate echipamente specifice pentru localizarea dispozitivelor explozive improvizate. Transportoarele anfibii blindate de cercetare oferă fiecărui militar o mare posibilitate de observare a câmpului de luptă și de executare a focului cu armamentul individual din dotare. Defilează prin fața dumneavoastră autocamionul de transport container specializat pe șasiul vehicul care a intrat în deslare armată României în anul 2020. Pe platforma autocamionului puteți observa pe cei 6 militari echipați conform unei specialități din cadrul brigăzii astfel. Primii 2 militari având specialitatea de parașutist sunt echipați specific, având asupra lor completul de parașutare PGS-9-303-310 în stare pliată. Următorii 2 militari având specialitatea vânători de muncă sunt echipați specific cu completul de alpinist militar, iar ultimii 2 militari au specialitatea militară de scafandru și sunt echipați în completul specific misiunilor desfășurate în mediul urban. Onorată asistență, dragi dimișoreni, trebuie de asupra dumneavoastră
copilul, un robot. Uite-l. Intervenție și comandă Ford Ranger.
destinată transportului sau născuților în condiții de terapie intensivă. Auto speciale de transport personal și victime multiple destinate intervenției pentru acordarea primului ajutor calificat la locul producerii evenimentelor și transportul de personal și victime multiple. Autospeciala pirotehnică este destinată transportului echipei pirotehnice, materialelor și elementelor de muniție descoperite în zona de competență către locurile special amenajate în vederea distrugerii acestora. Autospeciala A200 Cobra cu sistem de stingere prin hidroperforare. Desfințere cu apă și spumă Renault A3003 cu o capacitate de 3.000 de litri de apă. Autospeciala de stingere cu apă și spumă cu o capacitate de 10.000 de litri de apă. Definarea autospecială a Partidului Inspectoratului pentru situații de urgență Banat Timiș se încheie cu autospecială pentru intervenție și salvări de la înălțimi 42 de metri și braț articular și acela, Ivecu Maginus. Defilează acum prin fața dumneavoastră blocul de tehnică al Serviciului Român de Informații. Acesta este deschis de autospeciala de intervenție cu rândul de impostă imediată, evacuarea și izolarea zonei în situația producerii unui incident de natură teroristă. Sunt urmați de autospeciala de intervenție pirotehnică. Serviciul Român de Informații poate interveni în cazul unor amenințări cu bombă pe întreg teritoriul național. Doamnelor și domnilor, urmează defilarea autospecialelor a pacientului feciarului Timișoara. Primele care defilează sunt două autospeciale de astăzi, special amenajate și securizate, pentru transportul persoanelor private de libertate la instanțele de judecată, organele de urmărire penală, spitale din rețeaua Ministerului Sănătății și pentru participarea la diferite activități culturale educative. Urmează o autospecială Mercedes care este folosită pentru transferul persoanelor private de libertate între penitenciare sau la alte activități. La final, puteți urmări o autospecială Iveco folosită de către membrii structurii speciale de intervenție la misiunile operative și soluționarea incidentelor operaționale sau critice ce se pot produce în penitenciare, cât și la sediile instanțelor, parchetelor și în alte locuri unde se desfășoară misiuni de escortare. Vă prezintă onorul Garda de Onoare aflată sub comanda locotenentului Gorșa Laurențiu. Hai să facem o până, că nu ne mai interesează. În continuare, defilează un plăton de polițiști de penitenciare care se desfășoară activitatea în cadrul penitenciar din Timișoara. Defilează prin fața dumneavoastră plutonul de pompieri militari, format din certificatul comandamentului unității de intervenție al Timișoarei pentru situații de urgență banal al județului Timiș, în uniforma de reprezentare comandată locotenentul de Deloiu Constantin. Militare a Brigăzii 18, cercetare și supraveghere de ceval, dirijată de sergent major Iovănescu Viorel.